toată nebunia aia din facultate a rămas volumul aer cu diamante ca ceva emblematic. Ați rămas voi patru. Cum îți explici? Bre, am avut un mare noroc, un noroc istoric. În primul rând am fost prieten din armată, eu cu Traian Tecoșovei și cu Alexandru Mușina. Și mai era un al patrulea, Dan Arsenie, dacă îl ții minte. Cum el s-a pierdut. În facultate au venit anii următori cu Nino Stratan, cu Romulus Bucur, cu Mariana Marin. Deci au venit, Mariana Marin, culmea, fusese colega mea la Neculce, n-am văzut-o niciodată. Eu nu mă uitam la fetele mai mici. Nu de aceeași vârstă, nu? Nu, erau un pic mai mic, un an mai mic, mai mici, doi ani mai mici. Și ne-am reunit ca un grup. Și grupul ăsta a crescut și a avut o soi de influență, pentru că noi discutam două lucruri. Cum să fim nemuritori și cum să spargem literatura română și cum să fim contemporani cu ce se practică în lume. Din cauza asta noi citeam foarte multă poezie americană și poezie din străină. Cine vrea mai mult să fie nemuritor? Toți voiam să fim. Toți voiam să fim Eminescu. Sau toți voiam să fim D'Artagnan. Deci cei patru mușchetari erau cam așa. Și nimeni nu, sau cei patru Beatles, nimeni nu voia să fie Ringo Starr. Toți se băteau pe John sau pe Paul. George era bun, dar la Ringo Starr nimeni nu se înfigea. Și Cărtărescu când a apărut? Cărtărescu apare 2 ani mai târziu, deci e cu 2 ani mai mic decât mine. Noi eram în anul 3, el în anul 1, a venit să aureolat, l-am spart la prima lectură, n-a rămas o piatră pe piatră. La Crohmălicianu. El a fost foarte apreciat de... Da, eu am văzut că ai zis de Cenaclu Manolescu, dar exista înainte Cenaclu Crohmălicianu. Lucrul Crohmălicianu, dar el era bazat în primul rând pe proză. Da. Și noi am tot citit poezii și n-am fost mulțumiți de receptare. Ce poet e mulțumit când nu e apreciat? Niciunul. Deci noi voiam să fim și apreciați și nemuritori și foarte buni în același timp. Un lucru aproape imposibil. Ei bine... Și atunci ne-am strâns în Cenaclu de Luni și în Cenaclu de Luni a fost izbucnirea asta. Practic noi ne și maturizăm. Sunt două lucruri pe care lumea nu le știe. Sunt copiii geniali, care sunt super talentați și care obțin un soi de aprobare generală. Și copiii fără talent la 14, 15, 16 sau copiii care bâșbuie, spun prostii. Ei, noi toți, da, absolut toți, Traian T, eu, Cărtărescu avea la 16 sau 17 ani cu ceva cu ochii de căprioară. Mă, nene, grele, lucruri grele, aveam ceva cu un întuneric verzui și invizibil. Tot felul de prostii. Dar băiguielile astea, la un moment dat se opresc. Ajungi la maturitate și acolo ești, poți sau nu poți, reușești sau nu reușești. Erau atunci poeți foarte consacrați, da. Între ghilimele sau în orice caz, da. Poeți oficial, cum vă vedeau ei? În general nu ne vedeau pentru că... Nu existați, nu? Noi nu existam. Nu existam. Un singur om ne-a văzut, deci pe lângă Nichi Manolescu, au mai fost câțiva oameni care ne-au văzut, Mircea Martin, dar în general erau profesori. De la scriitor, cel care ne-a văzut a fost Laurențiu Ulici. În 79 sau 81, nu mai mi-aduc aminte, cred că în 79, s-a făcut un soi de colocviu de poezie la Iași, în care au chemat mari poeți ai țării, atunci au aflat că existăm și noi, și Uli s-a dus la tribună și a zis, domnilor, ar trebui să țin un discurs care să dureze 30 de minute. Am în spatele meu 30 de poeți, fiecare va citi câte o poezie, acesta e discursul meu. Și atunci, după aia i-am spus să trăiești nașule, multă vreme. Dar Ulici n-a simțit că are în față o generație, nu? În schimb, toată lumea, după aceea, au venit în camerele noastre. Noi stăteam 2-3 într-o cameră, fumam de jur și ne-am trezit cu poeții, cu Ștefan Augustin Doinaș, cu Negoițescu, cu toți poeții. Dorin Tudor, nu știu dacă era Dorin în 79, ba, cred că era. În orice caz, cu poeții care erau cei mai de sus. Nichita nu era, că el nu se ducea la astfel de chestii, dar în rest toți cei din... Atunci am avut primul contact. Le-am citit din ce scriem. Bineînțeles, cum faci? Când ești tânăr, te mănâncă să-i citești maestrului și maestrul să te iubească. Și după aceea ce ai mai făcut în anii 80? Păi n-am făcut nimic. Eu nu eram membru de partid. De ce? Spune imediat. Am fost împreună cu Traian Tecoșovei șefii la UTC în primul an.
Traian era șeful UTC pe an și eu eram adjunctul lui. Mă, într-un an de zile n-am făcut nicio ședință, n-am strâns nicio cotizație și ne-au dat afară după un an de zile. Din funcție, dar din funcție, după care am și uitat de treaba asta și nu m-a interesat. Chiar nu m-a interesat. În primul rând, consideram că a merge la ședințe este o pierdere de vreme și îmi pierd timpul și viața. Deci nu mai țin minte dacă să țineau ședințe. Cum să învățământ ideologic? Era nene, o dată pe săptămână. La Capșa, bine, ar fi fost să fi fost la Capșa. Nu, mă rog, nu m-a interesat. M-am întors în București când cu legea aia. Și evident, am încercat să fiu profesor suplinitor, dar era greu, nene, m-am dus la liceul industrial, clasa 10-a nu știau să scrie. Ce dracu să faci cu ei? Ne-am jucat până la sfârșitul anului, cum a făcuse și profesorul dinainte. Ți-am mai spus, m-am dus pe la Bulbucata o jumătate de an ca suplinitor, m-au întrebat în toamnă dacă mai vin, n-am mai venit că mi-am găsit de lucru. Și la un moment dat la Cartea Românească. Păi spun e foarte simplu. Un unghi de-al meu lucra în industria textilă și a zis, hai că te fac muncitor, te fac încărcător, descărcător sau distribuitor. Plimbi și tu un cărăcior acolo și ții niște bani. Păi ne zic, unchiule, hai. Și ca să poți să te angajezi ca necalificat, trebuia să renunț la studii. Deci trebuia să mă duc la Ministerul Învățământului cu o cerere să-mi depun studiile. Nu mai țin minte treaba asta. Da, deci ca să te angajezi subcalificat, trebuia să renunți la studii și te duceai la minister cu o cerere. La minister era coadă. Alături de minister era editora Cartea Românească. M-am dus acolo, Mircea Nedelciu, ce faci? Uite, vreau să-mi depună asta. De ce? Păi mă duc în industrie. Bă, zice, nu vrei să vii aici? Că tocmai l-au prins pe gestionarul care a furat 40.000 de lei. 40.000 de lei era nene, aproape o casă. Marin Preda, nu? Nu mai era. Murise în 1980. Și acum era director Bălăiță. M-a dus la Bălăiță, Bălăiță a zis, da, el a zis, domnul Bălăiță, asta e poet, uitați, are carte. Aveam carte, nu? Mare lucru. Și cum? Mai important decât facultate. Mult mai important. Și m-a întrebat, cum vrei să fii gestionar? Vreau, domnule, că e mijlocul cărților. Și așa am fost gestionar timp de 6 ani de zile. Până în 89. Am fost gestionar. Dar trebuie să spun că, exact cum ți-am povestit, eu sunt tot zăpăcit. Ieșeam în fiecare an cu o pagubă între 2.000 și 4.000 de lei. Nu că aș fi mâncat banii. Nu că aș fi mâncat. Uitam, îi foloseam, băgam mâna în buzunar și zic că datorez ceva. La sfârșit mă împrumutam, plăteam suma și la revedere. Nu depășeam 10.000 de lei, deci eram... Între timp au mai apărut niște volume, nu? Da, în 84 mi-a apărut la Cartea Românească, de gestionarul de la Cartea Românească a publicat acolo, la cea mai înaltă ficțiune și ei de acolo începe nenorocirea mea, ca poet. În 84 Mircea Ciobanu zice, hai să mai ai o carte? Zic, mai am. Și cum se cheamă? Înnebunești și îmi pare rău. Aolea, zice, nu-i bine, dar hai să încercăm. Și o trimite acolo, scrii și tu câteva patrioti. Bă, hai să nu o stricăm. Hai, o lăsăm așa. Dacă măcar una, dacă nu te pricepi. Una, ca așa se zicea. Măcar una, ca așa se zicea. Bă, dar eu zic că tot ce am scris eu acolo e despre România. Se petrece într-o Românie mai ciudată. Da, e în limba română, e ok. Nu toată lumea poate să scrie orice, nu? Fiecare, așa cum un inginer nu o să fie medic, așa un medic nu o să fie inginer. Fiecare să pricepe la câte ceva. Bun. Și se trimite volumul la cenzură și eu încep să aștept. Și aștept. Păi zice, îmi zice ceva prin 85-86. Du-te și tu în audiența la Dule. Mihai Dule. Du-te, Mihai. Mă duc acolo, bună ziua, la poartă, știi că era armat. Omul cu arma și cu catalogul. Cine sunteți? Mă cheamă așa, aș dori o audiență la tovarășul Dule. Am notat, o să vă științăm. După o lună de zi mă mai întorc o dată. Știți, am cerut o audiență, zice, vă notez aici, trimite, vă anunțăm. Și uite așa, un an de zile. Am fost de 8 ori. N-aveam timp în fiecare lună. Și prin 86 ajung acolo și primesc un mesaj prin cineva. Coboară cineva de acolo. Toașul ministru a zis că câtă vreme o să fie el în postul ăsta, dumneata nu ai să mai publici nimic. Deci? N-am avut nicio explicație. Asta e. Și atunci chiar m-am gândit că, uite, o să îmbătrânesc, o să scriu pentru prieteni și o să ajung la pensie fără să mai văd nicio carte.
Cam așa m-am gândit. Dar am zis, bă, poate... Și n-ai mai publicat până. Nu, n-am mai publicat nimic. De altfel, sunt autorul dispariției, cred că a Echinoxului, suspendării Echinoxului. Cei de la Echinox sunt studenți, mă rog, erau deja cu 10 ani mai tineri, mi-au cerut niște poezii. Păi zic, știți, eu nu prea am voie să public. Lasă că acolo în Cluj nu se uită nimeni. Bă, și după ce am publicat acolo, le-au suspendat revista.